Bojdeuca Dințicău, locul în care Ion Creangă a dat viață personajelor din poveștile sale și amintirilor din copilărie, va fi restaurată. Contractul pentru implementarea, în care este inclusă reabilitarea ansamblului muzeal Ion Creangă, a primit și avizul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier Iași. Proiectul include lucrări de restaurare și securizare a Bojdeucii, lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii muzeului, refacerea anfiteatrului și circulațiilor pietonale din incintă, reamenajarea spațiului verde și refacerea sistemului de iluminat. Bugetul total al proiectului este de 1,7 milioane de euro, din care 1,5 milioane de euro reprezintă finanțarea nerambursabilă prin intermediul instrumentului european de vecinătate.